Bună tuturor celor din Zodia Fecioară sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Fecioară. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să mă lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Hai să vedem ce vă așteaptă în dragoste pe voi în intervalul 1-15 iunie. În situația prezentă avem uh, justiția și ce întărește această situație, zecele de cupe. Se lasă cu o căsătorie sau cu un divorț. Faceți planuri de viitor, hai să facem un copil, hai să ne mutăm împreună, hai să ne bucurăm de viață. Posibil să aveți de-a face cu zodia balanță sau cu semne de apă, rac, scorpion sau pești. O împăcare poate fi și foarte multă stabilitate, și mult mai multă pasiune. Posibil să aveți de face și cu semne de pământ, taur, orficeor, capricorn sau cu semne de foc, berbec, leu, săgetător. Apare mai multă iubire, apare mai multă emoție în relațiile voastre de dragoste. Cel puțin acest lucru arată situația prezentă, mai multă comunicare. Și mai multe dovezi de dragoste. Faceți planuri de viitor. Ce știți este că, da, aveți de face cu un semn de aer gem, în balanță vărsător. Persoana iubită se cam uh, impune. E un gigi contra. Vă ține un pic la distanță sau vine cu niște explicații logice asupra unor legături, unor situații dintre voi doi. Dar vorbim de legături multă iubire, să știți, și știți lucrul ăsta, dar vine și cu o greutate toată poveste, pentru că fiecare vine cu o rană în povestea aceasta și știți lucrul acesta e ca o vindecare reciprocă da să tăieți din rău rădă, să tăieți răul din rădăcini ceea ce nu știți luna frică, tentație, dușmani ascunși, persoane care se împotrivesc relației voastre Poate vezi de -a face și cu zodia pești, poate, avem, poate vezi face cu un trio amoros, da? O alegere în dragoste, vorbim și de semnul zodiacal gemeni, chiar dacă nu vă vedeți în postura aceasta, pare o relație ascunsă și foarte intensă și cam imposibil, aș putea să spun. Da, o pasiune extraordinar de mare, dar și o greutate vine cu această relație. Oricât ați vrea să stați departe de această persoană care apare sau care deja există, nu veți putea pentru că aici vorbim despre o legătură mai puternică decât vă puteți imagina. În trecutul apropiat avem magicianul. Cred că ați luat o situație așa în joacă. Da, Probabil, situația asta necunoscută urmează, oricum urmează, dar se întâmplă datorită unor lucruri din trecutul apropiat, că ați intrat în contact cu cineva, mi-apare un flirt aici, așa, o dorință nebună, o aventură, v-ați aruncat cu capul înainte într-o situație fără să vă dați seama ce o să vină, pentru că a existat o curiozitate, vrea să știți mai mult și mai mult și mai mult, da? Așa, ajungeți în punctul în care în prezent deja apar anumite planuri. Situație foarte întortocheată aici la unii dintre voi. Vă mai bântuie trecutul? apare altcineva? Sau este vorba de o pasiune, de o iubire care este împărtășită, dar vine, cu, vine în valuri și este greoaie? În viitorul apropiat avem un patru de spade. Stați și analizați un pic viața voastră amoroasă, dați un pas înapoi. Nu vă grăbiți. Parcă vă gândiți profund asupra lucrurilor care urmează, consecințe, acțiuni și așa mai departe. Există o pauză în relații, indiferent unde sunteți în punctul momentul actual. Totul stagnează, totul bate pasul pe loc din cauza unor neliniști care apar la nivel de idei, gânduri, fel și fel de gânduri nesănătoase. Dacă nu e bine, dacă nu o să fie ceva de bun augur, dacă sentimentul nu este reciproc, frici, deși există iubire, iubire, dorință, emoție, intensitate în lucrurile acestea. Cum sunteți voi? Obosiți? Extenuați? E o greutate, este, vorba de o presiune pe omerii voștri. Din cauza că vă îndrăgostiți pas cu pas, zi după zi, vă îndrăgostiți din ce în ce mai mult știți că se instalează trădarea sau că e posibil să regretați poate acest lucru pentru că mi-apare înșelăciunea, trădarea și lupta. Este o poveste greoaie, poate veți de -a face cu semne de foc, berbecleu săgetător, semne de aer, gemeni balanță vărsător, dar și semne de apă, rac, scorpion sau pești. Oricât de grea vi s-ar părea situația în care vă aflați că este vorba de un trio amoros, că vă îndrăgostiți acum și parcă n-ați vrea să alunecați într-acolo, că cealaltă persoană vă trădează pe voi și voi aveți încredere, ceva vă răscolește foarte tare, dar parcă mergeți cu mult entuziasm sau cu multă încredere, așa vă priviți către viitor. Cealaltă persoană se abține mult, poate veți de face și cu un leu, își controlează emoțiile, nemulțumirile. Mi-apare nemulțumire în viața acestei persoane din cauza unei trădări. Vă vindecați reciproc, tare, mică despre asta este vorba. Fiecare vine cu rana lui în, po în poveste și vă ajutați unul pe celălalt. Poate cealaltă persoană se abține un pic mai mult, nu vă dă voie să o cunoașteți mai în profunzime. Dar este o persoană care este fericită în preajma voastră și se simte liberă își deschide sufletul, vă povestește, vă spune lucruri din viața personală, văd secrete, deci poate fi vorba de o poveste secretă, poate vă iubiți cu cineva și fiecare are povestea lui oficială și povestea aceasta care o tăinuiți aici, vă scoate brânele, vă vindecați reciproc, vă simțiți bine unul în compania celuilalt. Dar apare și această tristețe pentru că nu puteți să Vă bucurați în văzul lumii de povestea aceasta. Speranțe sau posibile frici. speranța voastră de a găsi o claritate, de a găsi luminițele la capătul tunelului, de a primi o veste bună. Poate veți de-a face și cu zodia vărsător. Poate trebuie să faceți un drum sau persoana aceasta să vină de la un drum. Poate veți de-a face și cu zodia rac, pești, berbecle, o săgetător. Vreți să lupte mai mult persoana iubită pentru voi, asta este speranța voastră și dorința cea mai arzătoare să vină cu pasiune și cu deschidere să vă spună exact concret ce își dorește. Frica e să nu se retragă sau să nu schimbe atitudinea, abordare, pentru că am mai făcut lucrul acesta și în trecut. Speranța unei clarități în situația dată. Poate vreți și un final fericit, poate vă faceți și planuri de viitor sau vreți stabilitate, dar trageți de ceva timp în povestea aceasta. Iar deznodământul vine cu șase de bute, da, ieșiți victorioși, câștigați, apare multă faimă, bucurie, împlinire, satisfacție și vești bune până la sfârșitul intervalului. Da, aici este într-adevăr o șocăsnicie la mijloc iubirea voastră poate provoca durerea altor persoane hmm. poate vezi de și cu un taur și nu avem semne de foc, vorbești leu săgetător confuzie parcă încercați să nu grăbiți, să nu pripiți nicio decizie adică să analizați în continuare, să aveți răbdare să luați totul cu calm pentru că momentan nu știți încotro să o luați sau care ar fi cea mai bună decizie indiferent de ce ați alege, oricum există o pierdere Vă este teamă de acea pierdere? Vă este teamă de un final definitiv care oricum parcă se apropie? -a, nu are unei decizii de pe care nu sunteți pregătiți să o luați? Drumul pe care îl alegeți nu este încă conturat, să spunem. Mai este nevoie de anumite date, vorbe, noutăți, planuri cu persoana iubită dar toate drumurile vor conduce către situația sau persoana care vă este predestinată, pentru că este inevitabilă o anumită situație. Vine un final natural în viața voastră care vă poate zdruncina, într-adevăr, aduce o greutate, aduce niște sacrificii și uh, parcă se pune așa, uh, trebuie să duceți voi lupta aceasta până la capăt și nu înțelegeți de ce lucrul ăsta vă poate nemulțumi un pic, dar există o forfătă emoțională atât de puternică încât nu vă, nu vă, puteți explica și parcă trăiți momentul așa cum vine. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!